Cetatea Făgăraș a înregistrat un nou record. 6.000 de turiști au trecut pragul edificiului fortificat în săptămâna care a trecut. Majoritatea au fost elevi care au participat la excursii organizate cu ocazia săptămânii școală altfel. Anul acesta, săptămâna școală altfel a fost cel mai bine față de anii trecuți, în sensul în care, începând de luni până inclusiv sâmbătă și duminică, cetatea a fost și muzeul, a fost vizitată de aproape 6.000 de turiști, în special elevi în această perioadă. Aproape în fiecare zi am avut în jur de, ca o medie, în jur de 30 de grupuri pe zi de elevi. Elevii au venit la cetatea Făgăraș din toate colțurile țării. De data aceasta din toată țara și am constatat că față de anii trecuți, când aveam un număr mare de grupuri în primele două zile, marți și miercuri și joi și vineri, poate mai puțin, de data aceasta numărul a fost aproape constant în toate zilele săptămânii. Asta înseamnă că cetatea a devenit un obiectiv important în excursiile organizate în această săptămână de școală altfel. Anul trecut, în aceeași perioadă, am avut ceva mai puține grupuri, undeva spre 3.000 de copii. Așadar, mii de vizitatori au fost atrași de cetatea Făgăraș, care are o istorie de peste 600 de ani și a fost locul balurilor organizate de doamna Stanca, cetate de apărare, dar și închisoare. Acum este muzeu și merită vizitată. Este unul dintre cele mai frumoase castele din lume, potrivit jurnaliștilor de la Hopper.